Oamenii care nu mai au timp pentru gătit sau care nu vor să petreacă multe ore în fața aragazului apelează la scurtături. Aș vorbim despre ingredientul pe care toți îl pun în mâncare. Conform specialiștilor, acest produs din comerț este extrem de periculos pentru sănătatea noastră. Pentru o ciorbă sau o tocăniță, o gospodină alege de la piață cele mai naturale legume și zarzavatori. Acestea, dacă sunt crescute bio, conțin nutrienți de care corpul nostru are nevoie. Să nu uităm de aportul de vitamine de care avem nevoie în sezonul rece. Dar dacă alegi să folosești mirodenii în mâncare, anulez toate beneficiile legumelor. Specialiștii spun despre condimentele din comerț, ingredientul principal folosit de cei de la țară, că au foarte mult sodiu care ne face rău în cantități mari și duce la inflamare, dar și alte chimicale periculoase în cantități mari. Pentru că sunt burdușite de euri, coloranți, conservanți, sare cât cuprinde și doar câteva firicele microscopice de legume care nu ți aduc niciun aport nutrițional. Zarzavatul se face dintr-un amestec de legume proaspete păstrate în congelator și conține atât frunze verzi cât și bucăți mari din diverse legume. Acest condiment despre care vorbim este mai mult din legume care se prezintă ca o pulbere aromată. Și în supermarketuri se vrea a fi din legume, dar suntem departe de această realitate. Acest condiment se obține doar prin uscarea legumelor, care apoi trebuie date prin râșniță. Notează băzii.ro